În interacțiunea biologicului cu solul, deci solul e viu, solul nu este o sumă de pietri și pietricele acolo. Solul are, programă o componență foarte complicată de elemente, bacterii și fel de fel de elemente care în ansamblu creează, cum spun, conceptul de sol. Și care dacă nu se mai întâlnește cumva sau moare acel ceva care îi dă viața solului, ajungem la deșertificare. Și apa trece sau nu trece, vine soarele și ați văzut ce se întâmplă. De deșertificare este până murim de foame la un moment dat. Suntem 7 miliarde, 8 miliarde, creștem exponențial. Deci să avem grijă de chestia asta. Deci pe chestia asta s-a constatat un lucru foarte interesant. Apropo de faptul că biologicul interacționează cu mediul sol, rădăcinile acționează, interacționează și rup niște ritmuri. Deci, cu alte cuvinte, structura solului pe chestia asta e fractală, nu e omogenă. Foarte interesant. Ce am făcut noi ca exercițiu? Imaginați, luați o linguriță de sol și o puneți într-o apă și o agitați. Și, în principiu, se creează o emulsie în asta, care dacă o lasă să sedimenteze, sedimentează. Și poți să măsori sedimentarea în 5 minute cu Arduino și cu un LED și un fotocelulă în partea cealaltă, poți să măsori viteza de sedimentare. Și să vezi niște oscilații foarte interesante. Și o să vezi că oscilațiile astea datorate după orice mediu. Dacă mediul e omogen, nu se întâmplă oscilațiile. Dacă mediul are anumite, de exemplu, are o anumită granulație, după care există o pauză, după o altă granulație, este un fel de distribuție polimodală a granulelor, de la foarte fine la mici pietricele, veți vedea că întâi cad alea mari, la fund, dar când cad, creează un curent de aer, de apă, care le ridică prea ușoare în sus. După aceea se așează în mărul 2 și niște oscilații foarte interesante. Prin oscilațiile astea pot da diagnoză de calitatea solului. Sunt aparte prăznite care pot fi imaginate, asta înseamnă ce? Spațiu de cercetare cu cine? Cu elevii de liceu, ce e o fotocelulă, cu niște elemente de 2 lei. Pe Arduino, care este cu 100 de lei, ai acces la date și faci ce vrei tu, mai măsori și presiunea și temperatura. Avem mai multe lucrări publicate internațional pe tema respectivă, pentru că ne-a preocupat cum se fragmentează solul ăsta, dar ce interesante. Câte euclidiane sunt în zonele de aici, ce unghiuri interesante sunt în general de 90 de grade, în majoritatea, dar uitați ce în ierarhia numărul 2, cât de dantelate sunt, și veți vedea că se fragmentează prin uscare, cum se sparge, cum se rupe solul în principiu, și patronul ăsta devine un lucru extrem de important. Împreună cu mai mulți studenți de la examen de licență, am făcut fel de fel de, am spart la cărămiți o grămadă, am descoperit niște lucruri extrem de interesante. Sper că Cărămiți și Cântărin, Drăsăraca a cântărit și doctorații pe care am condus au cântărit, de ele au sărit capace, dar au descoperit niște legi polimodale care natura așa face. Este legea ale naturii pe care, într-un fel sau altul, noi nu l-am înțeles că am mers omogen și izotrop. Nu e omogen, nu e izotrop. E pe anumită ierarhie, pe anumită ritm. Un aparat foarte simplu, aici împreună cu Cotizul am avut o grămadă de încercări care ar putea fi continuate dacă ne formăm grupul de lucru pe fiecare dintre, pe una din teme, din temele astea multe care le povestim aici, în care, într-un fel sau altul, pur și simplu, imaginea de jos, se obține o imagine și imaginea respectivă este tipul ăsta de fisurare, de fragmentare și de aducere până la nivelul detaliilor, se poate cuantifica. Și în momentul respectiv am generat niște structuri standard. Am făcut un calculator neural care a început să identifice formele geometrice corespunzătoare, astea bine cunoscute, și am dat drumul la un proces încât să vedem ce se întâmplă și cam cum arată o structură reală comparativ cu o rețea de comparație care sunt figuri geometrice simple. Uitați cum arată o asemenea analiză. Asta e imaginea, obținută fotografiată. Ea este analizată de calculator acum, i-a creat conturul, în sensul de a tăiat-o la un moment dat. Și acum, cu viteza respectivă, ia fiecare bucată în sine, o analizează, îi determină centrul de greutate, îi determină perimetru, arie, forme, centrul de ce face? Vectorizează. Deci dă pentru fiecare bucățică de acolo, îi dă o etichetă cu mai multe cifre, un set de scalare, o vectorizează, cum să numesc. Și aici se analizează mai departe într-o rețea neurală. Pardon, mă scuzați, încă o dată. Și să vedeți ce interesant este când încep să pui în diferite situații, cu anumită apă sau cu anumită gradient, cu anumită direcție, în anumită stil de sol.
Deci automat este o metodologie. Acum metodologia să trebuie aplicată, standardizată și aplicată în solul din stânga, în solul din dreapta, în lună plină. Când nu e lună plină, sunt rezultate extrem de interesante în viteza de difuzie a unor soluții în medii poroase în raport de sfazele lunii. Să lucreze de doctorat, chiar să fie. Dar nu prea înțelegem cum se poate și care e nimentul comun. Soluția poase, apa. Și încep să tragi niște locuri geometrice, apa pe de aici, apa tot de aici, apa tot de acolo, deci apa e cuplată, informat, ea are ceva. Imediat se colorează pe zona respectivă, imediat se identifică pe culori ca să văd mai bine, ca să pot să încep să văd că sunt niște tendințe care nu le văd altfel. Imediat am creat și aria fiecăruia să contura, și pot să încep să văd anumite tendințe care din imagine generală nu le vedeam. Și noi am făcut vreo 10 tipuri de analiză, de metode, am inventat metode pe care am publicat internațional. Și la una din sesiunile din China mi s-a spus, s-a născut altă școală. Deci noi am recunoscut că s-a născut altă școală și rezultatul este că ni s-au dat afară pe toți și ne-au încet difugat pe toți, toată lumea, cu așa universitate în lume, mai nu unul din foștii mei studenți pe care am lucrat în țara. Și asta e făcută de ei noștri, de aici, care nu au suportat ideea că cineva poate să facă din România, împotriva unei conduceri, o altă școală. Deci avem de luptat. Împotriva unor persoane care ocultează dezvoltarea acestei țări, inconștient sau conștient, în general, din cauza orgoliului personal care spune eu sunt decan, doamne, nu merge chestia. Mă închide pe asta. Și atunci ce facem? Trebuie să ne facem în structură socială, societatea civilă să se mobilizeze și să creeze cadrul. Ultima temă care vă prezint în momentul de față, după care o să îi dau cuvântul lui Cotizon, este legată de capacitatea de a identifica tot starea de calitate de ansamblu prin următoarea observație. Ascultăm, în principiu, stupul de albine. Ascultăm motorul. Și cine este mecanic bun, ambalează de două, trei ori motorul și poate să spună ce e cu motorul respectiv, dacă e uzat, dacă se dea stacheții și mai departe. Deci zgomotul este purtător de informații vis-a-vis de funcționare. Nu, zgomotul nu este totdeauna ceva care trebuie înlăturat. Zgomotul poate să fie purtător de informație. E foarte important. Și sub forma respectivă, aici aveți un sistem electronic sofisticat de monitorizare a calității unui stup. A stării de sănătate unei familii de albine. Familia de albine este extrem de sensibilă la factori de mediu. Aici aveți dinamica respectivă a ieșirilor din stup, se măsoară din intrarea și ieșirea, termenul se știe cât de au intrat, cât au ieșit. Și foarte simplu, cititor ca de bare, de la casă de marcat, numai că cititorul respectiv pe infraroșu nu se vede, dar se măsoară și știu care au intrat, cât au intrat, cât au ieșit. Se măsoară când intră, există trechile trec, v-am mai povestit de asta, îmi cer scuze pentru cei care știu. Există un gaz cromatograf, în asta miniatură, care face o analiză chimică a substanțelor volatile cu care albina se întoarce de pe frunzele, de pe florile, pe unde a fost. Și analiza respectivă se face online. Pur și simplu, la fiecare intrare se face analiza respectivă. De asemenea, există în fagure, există senzori de temperatură și se analizează aria de temperatură pentru că starea de sănătate albinului este dependentă de aerisirea care o face fiecare albină în ansamblu din vibrația respectivă. Zgomotul este analizat și director de zgomot. Asta e ce se întâmplă în interior. În exterior este câmp magnetic, câmp electric, o stație meteo. Toate astea se adună într-un volum de date care excită o rețea neurală care învață să descopere în zgomotele astea, în ansamblul lor, când e sănătoasă, când nu e sănătoasă. Din asta a devenit acest gen de, noi am zis ecosenzor, acest gen de comportament devine un senzor pentru starea de calitate a mediului. În general, este unul dintre cele mai sensibile forme de a testa cantități infim de mici de poluanți, care nu pot fi detectate cu un alt, e nevoie să concentrezi pe o suprafață foarte mare, să preiei o suprafață foarte mare. Dar bine, e un vector care asta face. Duce la distanță în floare, dacă știu să placez în jurul stupului respectiv pe o arie de câteva hectare niște plante, aria devine un fel de antenă de câteva hectare care cumulează reziduul de plante, ce coboară din aer, poluanți, și îi aduce vectorul natural numit albină în stup.
Albina având și un rol fundamental în promovarea vieții, deci știți că suntem deja într-o situație critică și cu Albina. Deci suntem într-o situație de derută generală. Nu înțelegem cât de departe sau cât de prost stăm. Pe tema respectivă, noi am aplicat asta în oraș. Când înțelegeți starea de sănătate într-un mediu de tip oraș. De ce e importantă această problematică? Pentru că, în principiu, colegii mei de la geodinamică nu și-au dorit vreodată să intre în domeniul studiului de oraș, pentru că ei lucrează să înțeleagă alunecări de teren sau să înțeleagă ce înseamnă mișcările de tip de maree terestră sau modul în care marea terestră poate influența eventual anumite declanșări de cutremuri sau chestii de genul ăsta. Pentru asta ai nevoie să faci aparatura foarte departe de oraș. Aparatură foarte sensibilă undeva în subteran, la nivelul cel puțin 30 de metri în subteran. Noi la DEVA avem un laborator de cercetare, un kilometru în rocă este băgat într-o fostă mină care a fost reorganizată ca laborator de cercetare, gravimetrele și tot aparatele de măsură cu care înțelegem mișcarea planetei, nu mișcarea unui punct de pe suprafață ieșitat de fabrici și uzine. Dar ideea de bază de a ști să lucrăm cu asemenea aparate, noi le-am adus în oraș și tema în sine este să le folosim pentru monitorizarea zgomotelor orașului. Cum am făcut noi treaba aceasta? Foarte simplu. Am luat niște microseismometre de calitate foarte mare, sunt niște senzori foarte sensibili pentru accelerații de tipul, dacă vezi, de la 7 metri pe secundă la pătrat. Deci accelerații extreme, microcutremurile sub fondul aproape, nu microcutremurile, ci fondul, vibrația de fond. Și, de asemenea, niște hidrofoane de mare sensibilitate cu care ascultăm pânza freatică, zgomotul din pânza freatică. Unde e plasat asta? Păi e plasat exact în centru. Aici este intercontinentalul. Noi avem laboratorul în zona respectivă. Aici sunt două puțuri, până la 45 de metri adâncime, unde am băgat microfoanele astea, care auzim zgomotul făcut de... Cum este lumea? În oraș. E zgomotul de ansamblu orașului. În mod normal, trebuie să facem în fiecare sector, ca să avem o bază... N-am avut bani și am avut în zona respectivă. Ce constatăm? Măsurăm zgomotele respective, și constatăm spectrele de vibrații. De exemplu, remarcați aici cât de identice sunt spectrele astea pe luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Deci, ritmologia este extrem de interesantă pe multe întrebare că facem teorie 5 zile, numai că tu imaginea asta. De ce se întâmplă treaba asta? Ce înseamnă fiecare țăpușă de genul ăsta, care înseamnă niște oscilatoare locale, bine stabilite, dar ce înseamnă spectrul ăsta continuu? Asta, de fapt, are o deconvoluție așa, deci este o altă zonă, deci sunt... E o filozofie întreagă de analiză mai departe. Dar ce e important este că așa arată o zonă diurnă măsurată, așa arată în pânza freatică, zona diurnă măsurată. Deci există o ritmologie diurnă, da? Și uitați cum arată, de exemplu, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni. Aici a fost Paștele. Da? Uitați-vă la un lucru foarte interesant. Uitați-vă săptămâna asta cât de la fel e. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, în pânza freatică, ca și când toate elementele, aceeași oră, toată lumea se mișcă exact ca în parte standard. E statistica aici foarte mare. Aici. Fiecare punct de aici este rezultatul de mediere de la de mii de semnale preluate, pe un spectru foarte larg, energia medie. În principiu, aici este zona, uitați-vă, zona de Crăciun. Deja de la 19-20, nu prea mai de până după Revelion, nu prea mai lucrăm noi așa. Da? Am făcut fel de estimator după aceea, care am luat zile să fiecare anomalie de sâmbătă, duminică, raportate la săptămână. Am luat anomalii legate de fiecare zi, raportate la ziua din lună. Ianuarie, 1 ianuarie, de anul următor, 2 februarie, anul următor. Toate astea combinate au dat un fel de pattern a orașului. Care acum e interesant de corelat cu sănătatea, dacă apar multe crize, anumite probleme, dacă au apărut niște zvonuri de astea, dacă dormim bine noaptea sau nu, apropo de calitatea somnului, că ar trebui fiecare să aibă în buzunar un aparat ăsta, un soft ăsta, că e de 2 lei de cumpărat și orice Android are soft de calitatea somnului, să vedem pe global, pe București, ce ne apucă săptămâni întregi cu somn prost. Dintr-o dată, ce fenomene globale, ce vise avem, e important să înțelegem și să stimulăm acest gen de cercetare Science with and for society. Science with society. Asta este cercetare cu societatea. Ne poate furniza date într-o anii foarte mare, că un geofond de genul ăsta
de bună sensibilitate, acceptabil, putem pune în multe orașe, în multe zone, le punem acasă, cu studenții. Noi încercăm să facem asta ca cercetare, cu un server general și avem nevoie de oameni. Avem nevoie, avem ideile, avem materiale, avem deja rezultate, sutele, să v-am dat o microdiagonală din câte experiențe au fost făcute, dar care ar fi nevoie de 50 de instituții ca să le împlinească. Deci am zis, nu avem cum decât eventual să le încapsulăm în proiecte deschise, cum ați văzut, și prin intermediul dumneavoastră, a problemelor de la facultate, a oamenilor de pe stradă care întâlnesc într-o rebus, dacă mă întâlnesc cu cineva, îi vorbesc tot de castravetele mele cu complexitatea, poate îi dau asemenea tematică. Da? Avem acum în lucru, împreună cu colegii de la Automatică din Politehnică, împreună Academia de Științe Tehnice, unde secretar științific pe o secție, împreună cu secția de la Automatică și Electronică, de la, tot de la Academia de Științe Tehnice, împreună cu președintele secției, care este profesorul Dumitrache, încercăm să plasăm în zona Vrancea un structură asta integrată, un sistem inteligent, integrat, care să înceapă să măsoare și zgomotul pădurii, și zgomotul somnului, și a subsomnului, tot ce am zis până acum, într-o structură integrată, care devine cumva furnizoare de informații, de date pentru societate. În care societatea, dacă are, la un moment dat, șansa să gândească, să poată să extragă din date reale, poate descoperi ceva. Deci, cu alte cuvinte, să nu mai lucreze cu date surogat, numai ca să lucreze, că trebuie să facă un proiect, ci să aplice. Dacă tot trebuie să facă la facultatea mea la furie, măcar să facă pe niște semnale autentice care ar merita. Da? Deci, cu alte cuvinte, cu asta închei, difuzia în social a viziunii depinde de calitatea sistemului educațional. Sistemul educațional este varză. Trebuie să-l reformăm. Nu depinde decât de noi, măcar noi, pentru că copiii noștri, cu vecinii noștri, în grupe de lucru, am putea fi semințele pentru altă lume. Teme, numai dacă începem să analizăm uneltele astea de cercetare pe care le avem ca disponibilitate, să le aruncăm în așa, în toate domeniile, de la, cum am spus de la început, de la veșmânt, care este elementul care mă desparte pe mine ca individ de mediul înconjurător, la casă, care mă desparte pe mine ca familie de restul înconjurător, ca oraș, care mă desparte pe mine ca grup de restul înconjurător. Și dacă știu să le armonizez toate într-un ansamblu și am cu